Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt. E o bucurie să ne auzim. Este o zi un pic mai noroasă în București, totuși cred binevenită această schimbare. Să vedem cum o să se miște și piețele astăzi, însă reținem faptul că prezentarea este una generală, că efectul de revier majorează riscuri, că piețele financiare sunt oricum riscante. Se poate să am și o expunere în anumite piețe discutate sau altele corelate cu acestea. Și știm și că performanțele trecute nu sunt o garanție a unor rezultate viitoare. Nici pentru instrumentele financiare, nici pentru opiniile exprimate. Bursa americană a surprins ieri printr-o continuare încăpățânată, inerțială aproape, a pasului ascendent. Vorbim despre atingerea nivelului de 2940. Un grafic interesant, o viziune diferită am avut ieri după ce am văzut un chart care nu includea sesiunea after hour și pre-market, să spunem. Deci includea doar ceea ce se întâmplă cu contractele futures în timpul sesiunii standard. Și asta înseamnă că dispărea porțiunea între din noaptea de 15 și 6 august. Deci acest episod în care am fost sub 2820. Dacă se întâmplă asta, dacă ștergem cu buretele această porțiune, ceea ce rămâne este un dublu minim în zona 2820 și 1.22, cam pe acolo. Și dacă am vedea lucrurile așa, atunci, dintr-o zonă de double bottom, un breakout, ar însemna potențiala atingere întâi a jumătății țintei, fără probleme, și apoi, dacă am merge spre întreaga țintă cu umbre cu tot, ar fi cam 60 de puncte. 60 de puncte ar veni undeva în zona 2943-2944, pe unde deja avem un alt reper de rezistență. Deci piețele au fost foarte aproape de această țintă. Ieri parcă se grăbeau cumva ca să nu vină vești noi care să facă dificil bifarea acestei regiuni. Acum un pic mai restrâns optimismul, dar în linii mari este totuși un range, este o consolidare. Pe termen foarte scurt, minutele și zecile de minute următoare, eu aș întrezări niște presiuni descendente din perspectivă tehnică, pentru că am avut deschiderea după ora 1, noaptea deschidere cu gap negativ, o acoperire parțială a acestui gap și o pierdere de altitudine. Deci pare a fi mișcarea ultimelor ore, inclusiv cea din Asia, pare a fi problematică. Ce s-a întâmplat ieri? Să pornim de la calendar, deși nu este o imagine suficientă ceea ce observăm aici. Datele din China au fost favorabile din perspectiva acestui stat, totuși un lucru la care m-am gândit ulterior a fost faptul că, ulterior discuției noastre de ieri, a fost că, în realitate, deși restul lumii și-ar dori ca importurile să crească mai puternic decât exporturile, totuși este o veste bună faptul că volumul schimburilor comerciale este încă unul ridicat. Exporturile au crescut, importurile au scăzut, dar față de așteptări, volumele sunt mai bune, consistent mai bune. Câteva puncte procentuale la un stat precum China înseamnă mult. Pe de altă parte, aceste date bune ar putea să se mai repete în luna august, luna curentă, și după aceea e de văzut cât de mult vor mușca, nu dacă, ci cât de mult vor mușca noile taxe vamale impuse de către Statele Unite din exporturile Chinei. De altfel, într-un efect ulterior, secundar, ar putea să se reflecte lucrul acesta și către importurile pe care le realizează China. În restul sesiunii vedem
date bune din piața muncii, 209.000 cereri de ajutor de șomaj, cu cât mai jos, cu atât mai bine, și acestea sunt cifre care îndepărtează ideea că ceva urât se întâmplă sau s-ar putea întâmpla foarte curând în piața muncii. Și dacă nu ar fi un alt set de presupuneri, un alt set de așteptări, ar fi greu de justificat de ce Banca Centrală din Statele Unite ar trebui să continue să taie ratele de dobândă. Stocurile în gro nu au crescut, ceea ce este o veste bună. Dacă nu ai stocuri, ai evident o necesitate mai mare de consum în viitor. Noaptea trecută ne-a adus date ciudate la prima vedere de inflație din China, scădere la nivelul producătorului, minus 0,3% anualizat, dar plus 2,8% la nivelul consumatorilor. Ceea ce trage puternic CPI-ul în sus este grupa produselor alimentare și vorbim de acel swine fever, de febră porcină, care decimează efectivele și care face să se scumpească puternic, evident, carnea de porc. Pe de altă parte, asta ar trebui să fie în timp, să ducă în timp la o scădere a cererii pentru anumite inputuri, pentru anumite furaje, să le spunem. Nu știu dacă e termenul cel mai potrivit, dar pentru consumator se simte destul de puternic. Când ai un astfel de șoc inflaționist localizat, în general, băncile centrale nu reacționează printr-o politică mai restrictivă pentru că nu e răspunsul optim. E o chestiune care oricum în timp se va rezolva și care e puțin probabil să se verse, să aibă efectul acela de spillover în alte domenii. În schimb, prețurile la nivelul producătorilor în scădere arată, după părerea mea, dar este o ipoteză de testat, nu am verificat-o în detaliu deocamdată, dar ar putea arăta faptul că producătorii sunt în poziția de a oferi sau sunt mai degrabă forțați să ofere anumite discounturi pentru a găsi alți parteneri sau pentru a reorienta o parte din produsele pe care nu le mai pot dirija către Statele Unite. Deci s-ar putea ca dacă această temă continuă să vedem un impact și să vedem până la urmă împărțirea costurilor între SUA și China. Costurilor acestor taxe vamale mai mari. În restul sesiunii avem date de inflație din Statele Unite la 3,5% PPI și Core PPI. Și mai avem număr de instalații petroliere, dar sunt și date din Europa, date din Germania, o balanță comercială cu un surplus la nivelul lunii anterioare, mai slab decât cel așteptat. Ritmul exporturilor și importurilor este de asemenea în zona așteptărilor, ceea ce face un pic surprinzătoare. Sunt probabil diferențe minore, face surprinzătoare diferența între 18.1 și 18.4, dacă ritmurile sunt la nivelul așteptărilor, numai că vorbim de prima zecimală, nu și de a doua zecimală, și poate de acolo să rezulte o diferență. În rest, un calendar destul de liniștit, așa. Dar ceea ce se întâmplă în calendarul macro este doar o parte din ceea ce găsim în rest. În Italia se vorbește despre alegeri anticipate, este o criză în interiorul coaliției de guvernare. În același timp, avem o reală preocupare, dar diluată cumva, deocamdată, dar care va crește în viitor, despre direcția în care va merge Germania cu încheierea mandatului cancelarului actual Angela Merkel. La nivel, să spunem, înalt, privind de sus, aici, bursa germană a tras cu ochiul la ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și a crescut ieri, spărgând 764 și revenind spre linia de trend, dar observați că nu are încă forța și nici de hotărârea, nu a luat hotărârea încă
de a sparge aceste linii de tren descendente, un aspect extrem de important. Pentru noi, poate să pară, pentru mine cel puțin, pare o perioadă de așteptare și una de indecizie într-o zonă importantă. 940 și 943, 2943 pentru indicele US 500. Nu reuși să spargem această zonă, poate astăzi, dacă nu la începutul săptămânii viitoare, ar putea semnaliza că pe termen scurt s-a cam încheiat carburantul. Iar pentru a ataca maximele sau măcar a genera o poziție mai solidă pe termen mai lung, cred că este de evitat, este important ca piețe să evite chiar și în acest moment, chiar și în această perioadă, noi scăderi. Pentru că revenirea nu este încă suficientă ca să șteargă impresia negativă. Am parcurs o bună bucată de drum, suntem deasupra liniei de trend ascendent, dar dacă aici pierdem din nou înălțime, va părea că e un fals. E o revenire falsă, aceasta de creștere și nu spargerea anterioară. Mie destul de ușor să văd piețele mergând în ambele sensuri. Cred că decizia o vor lua mai degrabă în sesiunea de astăzi, cel târziu luni, dar cred că deja astăzi vom vedea. Ori spargem 2940, ori cred eu, destul de probabil, mergem sub 2916-17 și de acolo mai avem o mică distanță până la linia de trend ascendent. Ce a favorizat această recuperare a sentimentului este faptul că dolar-yuan s-a stabilizat. Aici vorbim dolar-yuan în piață, dar Banca Centrală din China mai publică o anumită valoare numită midpoint sau rată de referință, și aceasta rămâne sub 7, dar în jurul acestei rate a PBOC cursul poate să fluctueze și el rămâne agățat de limita superioară. Suntem într-o consolidare însă, din punct de vedere tehnic, dacă ar fi o piață fără intervenții, ne-am îngrijorat dacă nu cumva după consolidare urmează un breakout, urmează o creștere. Altfel, ar fi nevoie de o intervenție, s-ar fi de nevoie de ceva nou, de o știre proaspătă constructivă care să ducă la recuperarea sentimentului. Deci, aș spune că dolar-yuan, deși deocamdată pozitiv, un element pozitiv pentru burse, totuși, dacă îl privim tehnic, generează mai degrabă îngrijorare. O veste foarte proaspătă este cea despre Huawei, care știți că este vizat de o restricție de achiziționare pentru produsele sale de către agențiile din Statele Unite, agențiile guvernamentale. În același timp, furnizorii americani sunt în căutarea unor deduceri, unor scutiri, unor waivers pentru a putea să exporte produse către China. Este de decelat între ceea ce se declară, ceea ce se spune că se va face și ceea ce se face efectiv. Cu alte cuvinte, Trump a vorbit despre aceste scutiri, însă sunt niște regulamente, niște condiții care fac ca până la urmă să se poată vorbi despre ele, dar lucrurile să nu fie atât de simplu în practică și companiile, bineînțeles, își doresc. Iată și știrea a rămas aici ca breaking, era de câteva minute. Deci, ca răspuns, Huawei își lansează noul sistem de operare, spune că ar putea trece pe Android imediat dacă este nevoie. Ieri noaptea a fost iarăși niște vești de genul acesta, nu mi le-am notat și
Nu mai rețin exact, dar din ce îmi amintesc, este tot legat de tema comercială și tot legat de anumite companii, inclusiv de Huawei. De aceea am avut acel gap. A fost puțin după ora 12 știrea și a fost și în platforma noastră, iarăși, interesant. Aș vedea aici, din partea acestei vești, aparent constructive, aș vedea un pic de risc suplimentar de scădere. De unde și până unde așa ceva? Cred că pentru că are această opțiune și atât de rapid s-a creat o rută ocolitoare, cel puțin pentru sistemul de operare, mai sunt alte probleme, dar China și compania din China lucrează, se știe deja, lucrează la alternative pentru acele chipuri și subansamble pe care le utilizează provenind dinspre companiile americane. Deci, în acest mediu, cât se reduce dependența între Huawei și SUA, cu atât este posibil ca negocierile să fie mai dificile, mai aspre și mai delungate, sau situația intermediară mai dureroasă între China și SUA, pentru că niciuna dintre tabere nu ar fi forțată la un compromis și se poate ajunge la un război de tranșee, ceea ce pentru economia globală ar fi o veste destul de proastă. Adică să se păstreze taxele vamale multă vreme și eventual chiar să se mai adauge la ele și să nu fie o chestiune temporară. Bun, deci punând lucrurile în balanță, din punct de vedere tehnic este un echilibru, din punct de vedere al acestor informații recente, aș spune că balanța înclină foarte ușor către scădere, dar dacă ieri lucrurile au funcționat și am zis că înclină foarte ușor spre creștere și piețele într-adevăr au crescut, asta nu e niciun fel de lege și niciun fel de garanție că și asta se va întâmpla la fel. Cred că deocamdată nu e de ajuns pentru a înclina în mod decisiv balanța și aș vedea în linii mari piața fluctuând în jurul lui 2930, câteva puncte în plus sau în minus, și luând decizia pe ulterior. Sub 2918 avem un suport pe la 2900 și 2896, mai jos 2894 și 2887, iar rezistența este la 2935, 2943 și ulterior spre 2950. Pentru US 100, de asemenea, un pic de alunecare. Cum vă pare acest grafic? Suntem într-o ediție de aproape de weekend, aș zice, într-un cerc mai restrâns, dar cred că cu atât mai sau nu cu atât mai, cred că și în aceste condiții poate să fie interesantă o discuție. În perspectiva mea, aici se poate schița așa un fel de triunghi, dar e cam mult spus. Pe un M30 e puțin mai vizibil, departe însă de a fi ca la carte. Și întrebarea e dacă va fi un pattern de continuare sau unul de întoarcere. Bun. Ca răspuns la această întrebare, când facem un webinar interactiv, mă gândesc dacă să fie daily briefing-ul standard. Da, cred că o să fie cred că o să fie, da, într-un daily briefing standard. Am putea face într-o zi mai intensă, mai interesantă, nu? Sau să fie într-o zi mai liniștită. Mă gândesc că săptămâna următoare sau peste. A, unul mai lung. Bun, am înțeles. 2 ore este propunerea dumneavoastră. Ok. Atunci trebuie să fiu destul de odihnit. Trebuie să fiu într-o zi care să fie agitată, dar nu extrem de agitată.
ca să nu stăm prea mult la discuții și să nu fim și în piață, mă refer la fiecare dintre noi, și la dumneavoastră și la mine, și aș propune să facem acest experiment. O să mă gândesc la o dată, dar ar putea să fie ori săptămâna viitoare, însă săptămâna viitoare știți, e cu 15, poate se mai pleacă în vacanță, poate că nu e optim, ori săptămâna cealaltă. Dacă nu, o să-mi iau cumva liber. Sunt niște posibilități de plecare, dar sunt și eu atent la ce se întâmplă în piață, de aceea nu mi-am definit încă perioada de concedii. Deci, în următoarele 2 săptămâni, dar posibil chiar foarte curând. Facem așa. Bun. Acum să revenim la discuția despre piață. Deci, o situație de așteptare este ceea ce văd și asta sunt și opiniile dumneavoastră. Dacă aveți părerea că există un bias și vorbim strict de perspectivă tehnică sau dacă doriți puteți să adăugați și din perspectivă fundamentală, întrebarea mea e de natură tehnică, unde lucrurile sunt mai interpretabile, cred. Între timp, până vine vreun răspuns, haideți să vedem ce se întâmplă în Germania, pentru că avem o revenire puternică și asta se reflectă puțin și în Statele Unite. Eram așa într-un drift, într-o scădere lentă până spre 764 și acum dintr-o dată o creștere importantă. Să vedem dacă avem ceva în știri. Avem o știre la 10 și jumătate care spune că exporturile aproape vor stagna în față de forecast-uri, față de estimarea anterioară. Deci departe ca de aici să vină o veste foarte, foarte bună. Cred că va mai dura puțin până vom avea răspunsul. Posibil să fie o veste bună localizată pentru unele din companiile din cadrul indicelui german. Să mă uit să văd dacă putem explora un pic și găsim un pic o motivație. Nu, o chestiune recentă și nu știu dacă am datele actualizate aici de toate componentele. Mă uit pe Yahoo, pe financeyahoo.com. Nu știu dacă sunt actualizate în timp real. Nu pare a ieșit ceva în evidență. Așa că cred că va trebui să mai așteptăm un pic răspunsul. E cam jumătate de punct procentual. Dacă se menține această tendință sau chiar și dacă nu mai pierdem prea mult de la cotațiile actuale, a închide peste 840 o oră de tranzacționare ar fi un semnal pozitiv și mai ales ar pune în discuție linia de trend descendent, ceea ce ar însemna o victorie importantă. Nu obligatoriu, asta ar salva și bursa americană. Deci este posibil să avem diferențe între cele două, mai ales că reacția a fost într-adevăr mult diferită procentual între cele două regiuni. Pentru DAX, pentru ceea ce se vede aici la noi în platformă ca un CFD pe futures pe DAX este însă spațiu amplu pentru recuperare față de vârful local anterior, stă la minus 6,6%. Dar până nu avem detalii despre ce a fost la baza acestei aprecieri, e mai greu să discutăm durabilitatea sa. Aș spune că tendința zilnică este de creștere, dar că chiar și cu această revenire e nevoie de niște confirmări și de niște depășiri ale unor repere cheie pentru a valida efectiv intrarea într-o etapă mai optimistă. Deocamdată, S&P, iată, s-a cam repliat, iar DE30 este de asemenea într-o pauză relativă. Bun. O opinie despre
ce se discută tehnic, pentru că restul ține de ce tweet mai scrie Trump. Și dacă ar menține această atitudine, și cam reduce din șanse, pare a nu fi consiliat de cineva, ci doar freestyle. Iar reacția recentă ar fi generată de roboți de tranzacționare. E foarte probabil amplificată de ei, dar bănuiesc că ceva s-a întâmplat sau pur și simplu a greșit cineva vreun ordin. Nu avem încă explicația, dar pare a fi o reacție de tip răspuns la o știre. Bun, să mergem la un alt segment de piață.